Am călătorit mult în lume, am trăit și în Noua Zeelandă, am lucrat pe vas de croazieră și în urma călătoriilor mele mi-am dat seama că, de fapt, în ce constă viața, pentru mine viața este echilibru, adică echilibru în toate, respirație, mâncare sănătoasă, sport, somn, meditație, adică să trăim și să includem toate astea în viața noastră de zi cu zi, deoarece trăim o viață mult mai haotică decât mai de mult și avem nevoie să menținem acest echilibru pe tot parcursul zilei ca să ne menținem sănătoși. Acest tip de antrenament, adică balance și body art, se practică, de fapt, e potrivit pentru orice vârstă și se concentrează asupra posturii corecte. Din moment ce multă lume lucrează la birou, apar dureri de spate, diferite dureri în articulații. Este safe pentru toată lumea și tocmai de aceea eu cred că această formă de mișcare este baza tuturor altor mișcări, adică alergat la sală, adică conștientizarea corpului este cel mai important și de acolo poți să alergi, poți să te cațeri, poți să faci multe alte sporturi, dar e important să știi, de fapt, până limitele tale și să lucrezi mai departe ca să ieși din zona ta de confort și să te întărești. Dar foarte important este să lucrezi pentru asta și să ai grijă de sănătatea ta, să nu forțezi dintr-o dată și prin aceste mișcări izometrice mai mult prevenim accidentările care pot apărea la alte sporturi sau în viața de zi cu zi. Da, mă bucur că mi-ai pus această întrebare, că se pare că la noi în România bărbații mai mult frecventă sălile de fitness, ceea ce e foarte ok, doar că au nevoie și de un pic de stretching, da, ca să fie musculatura frumoasă, postură corectă și, bineînțeles, de echilibru. Da, și bărbații trăiesc o viață mai haotică. Vremurile de pandemie au trecut mai greu ca la toată lumea, dar totuși am reușit să ținem comunitatea activă prin niște clase online. Am făcut tot ceea ce am reușit să facem, conform restricțiilor, dar asta a fost și acum ne concentrăm să ne clădim comunitatea, să devenim și mai mari, adică organizez de câțiva ani campuri, Balance Fit Camp, de ceea ce ai spus tu, în diferite locații, în toată țara. Avem o echipă, o comunitate care vine regulat și pe lângă asta eu aș dori, adică planurile mele sunt să îmi construiesc o comunitate și mai mare, unde să vină oameni cu interese comune și să explodăm în lumea de sănătate, în care să aibă lumea grijă chiar și zilnic de ceea ce mănâncă, să facă sport regulat, să doarmă suficient, să bea apă, ce bine că mi-am amintit de hidratare, și să mediteze sau să-și găsească o formă de antrenament care îi se potrivește lui. Poate nu este balance sau body art, poate este altceva, alergatul, fotbalul, voleiul, orice. Ideea este, oriunde ești, să-ți placă ceea ce faci. De fapt, asta este chiar motto-ul meu, oriunde ești, să trăiești clipa și să-ți placă ceea ce faci. Dacă nu-ți place sportul respectiv, înseamnă că nu-i de tine, schimbă. Dacă nu-ți place jobul, înseamnă că nu-i de tine, schimbă-ți jobul și găsește-ți munca care, de fapt, te definește pe tine și nu va mai fi muncă, ci va fi o plăcere să mergi la muncă. Și viața ta va fi o plăcere.
și vei trăi clipa cu adevărat. Bihorenii mă pot contacta pe Facebook, am un grup, Body Art Oradea. Este un grup în care pot să-și ceară invitație, sau Balance Fit, pagina mea sportivă și personală, Monica, după numele meu, sau pur și simplu să vină la sală pe strada George Coșbuc, numărul 13 per A. Este o poartă maro, deocamdată nu-i nimic scris deasupra, dar se numește Body Mind Soul Studio. Da, avem clase atât dimineața cât și seara, am și ore pentru mămici, adică prenatal, am și ore de postnatal și de asemenea fac și recuperare medicală.